Școala gimnazială numărul 3 Suceava demonstrează din nou că este o unitate de învățământ cu elevi valoroși și cadre didactice dedicate educației. Pentru al doilea an consecutiv, școala numărul 3 din municipiul Suceava a obținut titlul de școala anului la concursul Comper. Elevii suceveni din ciclul gimnazial au obținut 24 de premii la limba română și 15 la matematică, iar cei din clasele primare au obținut 17 premii 1, 2 și 3 și 52 de mențiuni. Concursurile Comper sunt de referință pentru orice școală care se respectă, iar un rezultat bun reprezintă mai mult decât un moment de bucurie. Școala gimnazială numărul 3 Suceava are un motiv în plus să se mândrească pentru că, pentru a doua oară, a obținut titlul de școala anului. Elevii au făcut cinste profesorilor și unității de învățământ și au obținut un punctaj foarte mare la concursurile de limba română și matematică. Școala gimnazială numărul 3 Suceava a fost răsplătită cu diplomă, trofeu, iar elevii participanți la concursul Comper au primit premii. Cu mare bucurie am primit premiu de la concursurile Comper, care s-au desfășurat în școala noastră anul trecut, în primăvara anului trecut, la disciplinele limba română și matematică. Am primit această cupă în semn de recunoștință pentru participarea noastră în număr atât de mare la acest concurs și o diplomă, ținând cont că suntem pentru a doua oară școala anului la acest concurs. Este un moment de mare sărbătoare pentru că astăzi este recompensată munca elevilor noștri. Suntem foarte fericiți pentru că avem elevi extrem de competitivi, foarte pregătiți, dornici să muncească și să arate valoarea lor în urma pregătirii profesorilor școlii.